Casa care ars se află într-un cartier rezidențial din comuna Bradu, din Argeș, în apropiere de Pitești. Trăsnetul a lovit-o și acoperișul a luat foc. Panica s-a instalat imediat în cartier. A fost o bubuitură puternică, un trăsnet puternic, puternic, după care la câteva secunde s-au văzut flăcările în podul casei la vecini peste stradă. Ploaia mai estompat din flăcări. Dacă nu ploua, era grav, era dezastru. Când și-a dat seama că arde acoperișul casei, proprietara a făcut un atac de panică. Un echipaj smurt și două autospeciale de la pompieri au intervenit. Din fericire, ploaia torențială a făcut ca focul să nu se extindă în cartierul de vile. Pompierii au deschis o anchetă pentru a afla exact ce a fost trăsnit.